în sfârșit avem sport și chiar 2 ore una după alta. Sper să ne lase să jucăm fotbal. Fetele împotriva băieților ar fi super, ar fi chiar tare. Nu, n-am chef de fotbal. Prefer să facem gimnastică. Nici fotbal, nici gimnastică. Vreau să jucăm basket. Nu, eu vreau să jucăm badminton. Eu vreau să sărim coarda. Lumea, o să jucăm fotbal, vă zic sigur. Nu vă mai face speranțe. Super, lume, bine ați venit la o altă oră de sport. O să facem ce vă doriți de mult timp. Oh, da, în sfârșit, fotbal, o să câștigăm. Fotbal? Nici nu se pune problema, Iulian. Atunci jucăm badminton? Mă duc să-mi iau paleta. Ce? Nu o să jucăm nici badminton. Nu? Atunci e clar că facem gimnastică, nu? Nu, o să jucăm rațele și vânătorii, așa cum își dorește toată lumea. Ce? Nimeni nu-și dorește asta. 2 ore în continuu? Sper că glumiți. Nu. Profu, eu îmi doream de mult să joc. Sunteți super. Cine e ăsta? Nici măcar nu-l cunosc. Profu, putem face altceva? Vă rog. Iulian, nu mai exagera. O să fie mișto și așa. Ne putem împărți fetele versus băieții. Fete și băieți? Nu, am ceva mult mai bun. Azi jucăm elevi versus profesor. Și cum sunt singurul profesor, o să joc împotriva voastră. Toate mingile sunt la mine, altfel nu ar fi corect. Și o să arunc acum cu toate. Cum e asta corect? Sunteți mari, iar noi suntem mici și mulți. Sigur o să nimeriți pe cineva. Iulian, nu e așa de ușor cum zici. 3, 2, 1... Iulian e distractiv, rațele și vânătorii, iubesc jocul ăsta! Da! O, doamne, i-a îngropat fața, hopa! Am ieșit primul din joc, urăsc rațele și vânătorii! Deci am avut dreptate! Hai, bucurați-vă de astea 2 ore! Ai dreptate, vom face asta timp de 2 ore sau până mă plictisesc, așa că mai bine v-ați ascunde! Dacă nu supraviețuiesc, aș vrea să știi, Iulian, și crede-mă pe cuvânt, sunt ultimele mele cuvinte! Mia, vine mingea! Oh, nu, te salvez eu! Fața mea! O, doamne, așa că am luat-o în față. Deci eu protestez! Protestez, gata, nu se mai poate așa ceva! Iulian, nu poți să protestezi, pus doar să te ferești. Atenție! O, doamne, toată lumea jos, toată lumea jos! Cine știe, poate are o șansă. Oh, pe cine păcălesc? Au, 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 doare. Ce gust are înfrângerea? Mai aveți de învățat câte ceva, aș zice eu. Păi normal, n-am avut nicio șansă de la bun început. V-ați asigurat de asta. Oh, micuțul Iulian o să plângă. Așa e jocul, ați pierdut. Știi, Iulian, ar trebui să ne plângem de milă, ar trebui să mergem la domnul Chili să-i spunem, nu-i corect. Știi ceva, Mia, ai dreptate, sigur scrie undeva în regulament, ar trebui să facem ceva mai interesant. Merg acum la domnul Chili. Gata. Domnule Chili, alo, domnule Chili. Încă 5 minute. Nu aveți voie, sunteți directorul școlii. Ce? Da, era doar un test. Copii, asta nu ar trebui să faceți voi la ore. Oh, viața mea cu Ana e cam grea în ultima perioadă, cu copilul care se ne va naște în curând. Domnule Chili, e treabă serioasă aici. Am venit la dumneavoastră să ne plângem în legătură cu un profesor. Da, la sport. Nu a fost corect deloc. Fiecare voia să facă altceva și am jucat rațele și vânătorii. Glumești? Eu sunt profesorul. Eu decid ce se face la oră. Copii, are dreptate, profesorul decide. Într-adevăr. Da, dar nu a fost corect, pentru că am jucat profesor versus toți copiii și ne-a doborât pe toți. Îmi pare rău, doar așa scrie în programă. Poftim? Scrie în programă că proful primește toate mingile și care voie să doboare copiii? Nu cred. Îmi pare rău să te întrerup, Mia, dar are dreptate, domnul profesor. Eu cu mâna mea am scris programa și i-am dat voie să facă asta. Nu mi se pare deloc corect, ar trebui să notăm. Toate clasele au mers deja, numai noi nu. Nu înțeleg. Mie are dreptate, ar trebui să ne duceți la not. Da, chiar ar trebui. Îmi pare rău, copii.
Asta e în programa clasei a doua și nu mai e nicio piscină liberă în orașul Playmobil. Îmi pare rău. Da, copii, și eu am încercat să vă bag și pe voi, clasa întâia la not, dar nu găsim o piscină liberă. Îmi pare rău, nu se poate. Păi stați puțin, noi avem piscina acasă, putem înota acolo. Stai puțin, Iulian. Ai dreptate, dar crezi că ar încăpea cu toții? Adică suntem foarte mulți. Bineînțeles, domnule Chili, încape toată școala, putem organiza un festival acolo. Nicio problemă. Ce idee grozavă! Un festival al școlii! Putem face asta, Iulian? Tu ce crezi? Sunt Iulian, Iulian Anton. La noi e posibil orice. Aoleu, n-ar fi trebuit să mă ia gura pe dinainte. Domnule Chili, mi se pare o idee bună. Putem face lecția de not acolo, iar apoi festivalul. Vremea se anunță bună pentru weekendul acesta. Așa rămâne, o idee foarte bună. O să sun pe mama lui Iulian, iar tu, Iulian, te poți asigura că piscina e curată. Iar apoi înotăm cu toții la familia Anton. Cu mare drag! Aoleu, ce o să zică mama? Ați auzit, lume? Festival al școlii la familia Anton! Trebuie neapărat să mergem, o să fie super! Da, chiar o să fie super, dacă mai trăiesc până atunci. Acum mai rămâne doar să o conving pe mama că e ok să aduc toată școala la noi acasă. Copii, nici nu se pune problema, doar pentru că e puțin mai cald? Nu! Mama, dar nu ne dai voie niciodată să folosim piscina, nu-i corect! Nici mie nu mi se pare corect, chiar dacă nu știu să not. Ce? Nu ne lasă la piscină? Aoleu, cum să conving să vină toată școala acolo? Copii, eu decid și zic că încă nu e vremea de piscină. Super! Hai, Emma, ne umplem cada și ne comportăm ca și cum ar fi o piscină. Ah, mama, ce coincidență, și eu voiam să-ți vorbesc de piscină. Oh, Iulian, trebuie să mă cer și cu tine. Sună telefonul, stai puțin. Alo, domnule Chili, bună. A făcut iarăși Iulian ceva? E ceva de bine? Ah, așa. Mă bucur, sigur. Merge, cine ar fi crezut? Poftim? Un festival? La piscină, la noi acasă? Iulian a zis că poate veni toată școala? Da, da, mama, despre asta voiam să-ți vorbesc. Putem organiza un festival, te rog. Iulian, sper că nu vorbești serios. Nu poți invita toată școala la piscina noastră. Tocmai le-am spus nu Anei și Emei. Dar, mama, gândește-te la reputația mea, iar domnul Chili e director. Gândește-te ce impresie o să fac. Hai, te rog. Ar fi super. Da, ok, e un argument bun, de fapt. Poate că o să ne aducă o reputație bună. Da, singurul scop e să-i ajutăm pe copiii din școală, nu să ne distrăm, nu, nu? Mhm. Știi ce, Iulian? Dacă mă gândesc mai bine, o să facem asta. Dar trebuie să ne pregătim. Îl sun pe unchiul Ștefan. Eu, lumea, vești bune, avem voie în piscină. Ce? Cum? Cum? Da, facem un festival al școlii. Puteți să vă sunați prietenii. Dar cum facem să încapă toată lumea la noi în piscină? Claudia, înțeleg că vrei toată școala la piscină, dar o să fie cam greu să încapă. Serios, Ștefan? Tu ai construit piscina asta? Și ai zis că ai făcut-o suficient de mare încât să încapă un oraș? A venit vremea să testăm teoria asta. Ce spui? Claudia, trebuie să-ți construiesc încă o piscină. Altfel nu merge. Dar nu avem alt spațiu decât cel pe care e piscina acum. Ce ne facem? Bine, Claudia, încerc să mă gândesc la ceva. Trebuie să sun niște persoane. Revin. Mă gândesc eu la ceva, îți promit. Copiii, nu știu cum să vă dau vestea, dar cred că nu putem organiza nimic. Piscina nu e suficient de mare. Mama, nu fi pesimistă. E unchiul Ștefan acolo. El le rezolvă pe toate. Și eu zic la fel. Nu e un singur lucru pe care să nu-l fi rezolvat el. Claudia, am reușit cumva, nu mă întreb acum. Am mai adus niște arhitecți cu mine. O să ne ajute puțin. O să încercăm ceva nou și nemai văzut. Mă bucur că sunteți aici. Da, nicio problemă. Va fi ceva total revoluționar ce încercăm să facem aici. Nu o să vă vină să credeți. Da, exact, asta se va întâmpla, Claudia. O să facem ceva total revoluționar în orașul Playmobil. Oh, super, abia aștept să văd ce se întâmplă.
Oh, pe bune, ce tare! Cum e posibil așa ceva? O piscină cu două etaje făcută special pentru voi. Ne-am gândit că nu aveți spațiu pe orizontală, așa că am extins-o pe verticală. Aveți, practic, aceeași piscină de două ori. Este foarte sigură. O, Doamne, ce tare să fim cunoscuți în toată lumea, prima piscină cu două etaje! Ștefan, sunt uimită de întrecut pe tine, este incredibil! Da, și eu cred asta. Distracție plăcută, să știți că e foarte sigură. Abia aștept să le văd fețele când o să o vadă. Să fie super uimiți! Ce ziceți, cum vi se pare? E super! N-am mai văzut așa ceva! Iulian, eu rămân aici jos, mi-e frică de înălțim. Wow, îi văd pe toți de aici, de sus. Uhu, ce distractiv! Copii, ora de not se anulează. Astăzi ținem doar festivalul și ne distrăm. Ana, ar trebui să păstrați piscina asta dublă, e așa de tare. Trebuie neapărat să facem multe poze, altfel nu o să ne creadă nimeni. Suntem tari. Pentru un festival e foarte potrivită, dar cred că o să o dezasamblăm după. E mai bine așa, mai sigur. O, nu se poate așa ceva. De ce nu m-am gândit eu, Nils, la asta? Ar fi fost și mai cool. Nils, te văd aici de sus. Îți place, nu? O, Doamne, iubesc piscina asta dublă. Ce se întâmplă aici? De ce avem două piscine? De ce e un cartier întreg în ele? Claudia? Ana, e vina lui Iulian? Martie, nu-ți face griji. A fost parțial și ideea mea. Hai, pune-ți costumul de baie și intră. Lume, vă pot vedea de dedesubt. Ce tare! Wow, o piscină cu două etaje. Oare se poate construi una cu trei etaje? Nu o să se întâmple, Filip, dar e o idee bună. Să nu-i spuneți asta unchiului Ștefan că se apucă de construit. Provocare acceptată. Ați auzit, lume, la următorul festival vom avea o piscină cu trei etaje. Yay!